Vă salut! Începem ziua de azi cu pasatul pe rampă. Nu e bolnavă. Am venit să schimbăm roțile astea pe spate. De ce? Pentru că s-au luat crăpătura. Da? La fel și pe stânga, la fel și pe dreapta. Și am cumpărat, după site-ul astea de piese auto, două cauciucuri ieftine să le schimb. Așa că suntem la vulcanizare cu mașina. Că după cum am spus în shorts-ul care l-am postat azi, avem treabă multă. Rămâneți pe clip în continuare și o să vedem ce treabă avem, ce avem de făcut. La fel și pe dreapta mașinii. Bă, ăsta e mai crăpat. Le-am văzut două săptămâni și săptămâna asta au venit cauciucurile și tot așa, să le schimbăm asta. Da? S-au apucat oamenii de treabă. Fața aia să vedem. Sunt de iarnă, dar sunt noi. Foarte bun. Așa că face treabă. Deci n-am luat două cauciucuri de prea mare marcă, de prea multe figuri, că nu-mi e felul. Dar am luat două cauciucuri noi. Da? La ce am eu de făcut și la cât am eu de mers cu mașina, e mai mult decât trebuie. Așa că o să le montăm pe jantele ale căror cauciucuri sunt grăpate, iar apoi o să le mutăm pe față, pe astea, și le inversăm între ele. Cât despre starea tehnică a mașinii, discuri noi, trecute la fel. Amortizorul ăsta un pic greșat, dar încă nu-i problemă cu el. Și tot așa. Mașina s-a aflat într-o stare foarte bună. Ce avem de făcut? Rămâneți și vă povestesc după ce termină aici treaba. După aproape 2500 de km de când am făcut motorul la mașina asta și mă înjura lumea că ce crâpeală de motor am făcut eu, așa se prezintă eșapamentele. Hai să deci cu mâna, să vedem. La pasa, da? Așa, motor de 270.000. Refăcut, bineînțeles. A trecut la echilibrat. Și că tot suntem pe stand cu mașina, le permutăm între ele. Le aducem pe cele de pe față aici pe spate, iar pe cele noi le punem pe față. Tot tehnic vorbind, asta se prezintă și discul pe față, plăcuțele la fel, sper să se vadă, să focalizeze camera, cam așa. Deci noi, față, spate, nu le-am schimbat eu, așa am cumpărat mașina. Și de regulă când am ocazia și ajung în situații de genul, îmi arunc un ochi, le verific, pentru a ști cât mai durează până îmi rup gâtul sau îmi rup gâtul, nu mi-l rup și tot așa, pentru siguranță. Pe mai departe în discuția asta, între timp de când am fost ultima dată, s-a schimbat rampa asta, elevatorul ăsta. Când o să mă mai pricopsesc, peste ani, la fel o să cumpăr un angaraj. Foarte utilă, foarte îndemânatică, e ce trebuie. În situația în care eu nu am înălțime în garaj, dacă aș avea o rampă din asta, s-ar schimba multe. Chiar am vrut să ating și subiectul ăsta, să discutăm și lucrul ăsta. Foarte șmecheră, foarte, foarte elegantă. Se saltă din două puncte și tot așa. Așa că pentru partea stângă, mai trebuie strânsă roata încă o dată.
pus centrul ăsta cu logo și cam așa arată cauciucul. Da? În mod expres le-am căutat așa să-mi placă profilul. Drept, frumos. Ce dacă nu sunt mare firmă, mare calitate? Sunt cauciucuri noi și asta contează cel mai mult. Ați văzut cum erau cele de pe spate, fiind așa au fost lăsate pe mașină. Da? Le-am trecut pe cele de pe față, pe spate, iar aici am luat pe aici două cauciucuri noi. Deci, ăsta saltă 5 tone, iar cel de 3,5. Asta e bani. Șmecherie de sculă. Și apropo, aici se reglează și geometria la roți. Iar cauciucurile pe care le dau jos, în mod expres am venit lângă ele aici. Sunt în săptămâna 39 din 2016, deci de-aia au crăpat. Au 7 ani de zile. Acum, știți că am fost cu mașina și la controlul tehnic și inspectorul nu le-a văzut. N-a fost atent, probabil a văzut că au un pic de carne și s-a bazat pe ideea că sunt bune. Dar poate n-au fost așa, poate au crăpat între timp. Așa că asta e, am obiceiul de a-mi urmări mașina și tot timpul stau cu ochii pe ea să nu-mi sară ceva în cap. La fel și pe spate, am adus roata după dreapta față, pe dreapta spate, da, sunt cauciucuri de iarnă. Și o să ziceți, schimbă-le, bă, de ce nu le schimbi? Schimbă bujia, bă. Păi nu le schimb, pentru că aici pe Franța plouă mult și nu mă deranjează, adică nu sunt temperaturile alea caniculare de la noi din România. Le-am trecut pe spate și foarte bine merg. Așa se prezintă și discul și pe dreapta, deci la fel nou, plăcuțe noi. Și cam asta e. Am să vă spun ceva. Avem cârligul în bot. De ce? Bă, fraților, acolo chiar trebuia să filmez. Am fost cu cumnatul să luăm pasatul la gri care e în curte. O să-l vedeți în clipurile ce urmează și pe ăla. Și am intrat la un om în curte, deci mașina are probleme cu motorul, nu pornește, motor defect. De schimbat, ca să vă spun exact. Am intrat la un om în curte, am încărcat mașina la platformă și s-a suspendat platforma, fraților. Era moale în curte, grea, roțile mai înguste pe platformă decât o mașină. Și aia a fost, a lăsat. I-am băgat cârligul în bot și am scos o trasă de acolo. Da, aici. Noi am adus daune, așa a fost de când am cumpărat. Cantitate neglijabilă. Și am ajuns acasă, am încercat cei drept cu mâna să desfac cuiu, cârligul de remărcare și n-am reușit la mână. Astăzi, că avem de pregătit la mașina asta, vă spun pe drum spre casă de ce o pregătim. Să încerc să desfac cuiul de acolo și să-i pun înapoi grilajul de plastic. Așa că ne-a arătat ce printre alte mașini aici și am venit la un magazin să căutăm ceva suport pentru telefon. Să vedem dacă ce găsim. Ce facem? Ne pregătim pentru drum. Am găsit și suport de telefon, ceva de genul. Cam Panara, mă, ieftin, da, ieftin face, da. Să-l vedem pe drum cât de cuminte o să fie, să nu vibreze telefonul, să nu se miște. Chiar o să-l las un pic să filmeze până ieșim de aici, să vedem dacă vibrează sau ce se întâmplă, cât de bine se stabilizează imaginea. Am schimbat cauciucurile. De ce le-am schimbat? De ce pregătesc mașina? Bine, acum trebuie să-i fac curat. Mergem să ne plimbăm. Unde?
Mergem în Germania, mâine dimineață, cu noaptea în cap plecăm în Germania. Așa că mai avem de spălat mașina, de făcut un pic de ordine înăuntru, că de când am luat-o nu i-am făcut curățenie niciodată. Aia, alerg mult cu ea și nu am timp să stau de curățenie. Și pentru acest weekend, fiind Paștele Catolic, nu sunt catolic, sunt creștin ortodox, ca toți românii, ca mai toți românii, fiecare cu religia lui, sunt și la noi catolici. Să nu se înțeleagă greșit, ferească Dumnezeu, nu am nicio treabă cu religii, cu lucruri de genul ăsta, nu. Nu mă privește pe mine. Hai să dăm și pe drum, să vedem cum se vede strada și pe drum. Da, hai că nu vibrează. Și cum vă spuneam, fiind Paștele Catolic, avem mai multe zile libere. Motiv pentru care împreună cu soția mea am stabilit să mergem, la fratele meu în Germania. Avem treabă multă și acolo. În principiu vreau să mergem, anunț aici, vreau să mergem la muzeul Mercedes să filmăm. Și ce se va mai ivi de filmat acolo în Germania. Gata. Deci telefonul stă bine, nu vibrează. Sper ca și imaginea să fie destul de clară. Uite aici trebuie să mai sucim un pic mai așa. Nu, tot așa se vede. În sfârșit, mi-a negrit un colț al ecranului. Să vede suportul la telefon. Da, nu contează, gata. V-am spus ce treabă avem, ce ne pregătim. De-aia am venit neapărat să schimb cauciucurile. Nu că nu trebuiau schimbate, dar le prim de 3-4 zile în mașină. Am fost la muncă o săptămână, tot cu ele în mașină. Și n-am avut timp de ele. Acum ați văzut, nu le las să-mi rup gâtul, să-mi sară în cap. Când le-am văzut că sunt crăpate, deja am comandat cauciucuri. Și am venit să le schimb. Mergem pe drum, ajungem acasă și continuăm activitatea de pregătire. Mai dau drumul să mai meargă video un pic. Intrăm aici într-o stațiune turistică. Eu trec frecvent pe aici. Ca zona așa se numește, ca orășel, stațiune, cum să-i spun, stațiune turistică, se numește Banyol de Lor. În Franța, această stațiune e cunoscută ca fiind cel mai rău famată pentru mafioți, traficanți de droguri și tot așa. Pardon. E și un cazino aici și trage lumea la cazino. Pe de altă parte, foarte frumos și că zona așa. Mulți turiști, mulți pensionari, să spun așa, care vin oamenii să-și cheltuie banii, că într-adevăr, bani mulți au pensionarii, francezi, nemți, olandezi. Cine sunt ei acolo? Uite, asta cum vine pe două benzi. Da, foarte frumoasă zona. Deci e recunoscută la nivel național în Franța zona asta, m-a spus, trafic de droguri. Multă mafie. Mai multe, ce mai vreau să mai spun, să mai discutăm, tot azi, da, am venit, am postat dimineață un șorț, tot azi mai avem de mers să cumpărăm și niște piese pentru Renault 12. O să fie alt clip, o să fac separat, nu amestec aici cu ceea ce filmez de Renault 12, nu amestec pe alte clipuri. Gata, ieșind în localitatea asta, așa că mergem înainte. Tot azi, când m-am trezit, de fapt, am găsit și cartea gri, talonul mașinii. Am finalizat de perfectat actele. Mi-a venit și talonul. Deci, acum mașina e pentru tot oameni. Vom vorbi mai multe despre mașini de Franța, mașini de Germania. O să vă explic niște situații pe care o să le vedeți
pe clipul care o să-l facem pe drumul către Germania. Vreau să vedem și ce consum scoate mașina asta. Nu știu cât să fie de adevărat. În momentul de față, până acolo la vulcanizare și înapoi, am 17 km pe sens. Bordul mi-arată, cel puțin atunci când merg la muncă. Mașina asta de-aia am luat-o să merg cu ea la muncă. Mi-arată consum sub 5,5. De fiecare dată sub 5,5. 5,1, 5,2, 4,7. Să fie adevărat, să nu fie, ce-i drept, după cum știți, motorul e făcut de la zero. Admisie curățată, e greu, tot. Segmenți noi, cilindrii, cămășile de pe bloc, fără niciun pic de uzură. Atât cât se spune, fără niciun pic de uzură, că de moment ce motorul a primit prima pornire, clar a început să se uzeze. Nu știu în ce măsură să fie real consumul ăsta, am acum 5,2%. Nu știu, mi se pare totuși pentru Passat 2.0, 140 de cai. Într-adevăr, nu am o manieră de a conduce agresivă, am avut și m-am liniștit. Eu demarez lent, nu vă gândiți că doar pe drum. Și am un stil de a conduce 90-110, cam acolo merg eu cu mașina când plec de acasă, unde am treabă și nu, și îmi permite legea, că m-am liniștit. Eu am venit și eu din România ca fiecare, cu fumuri în cap, până mi-au luat ăștia permisul, am stat 5 luni pe bară. M-au liniștit ăștia ca pe maimuțe, nu alta. Și ne aflăm în satul în care domiciliez, unde locuiesc. Dacă ar fi pe curile stinse și ai trece noaptea pe aici, în zona asta a satului, cred că e centru, cea mai veche parte a localității, te cam sperii, te cam înfiori. Mai sunt și niște străduțe din astea lateralnice mici și îți cam stă inima când intri noaptea pe ele pe întuneric. Și filme de groază noaptea. Așa că da, iată ne-a ajuns și acasă. Ca prima idee, sunt mai dure cauciucurile astea de le-am pus azi, dar sunt noi. Și încheiem secvența asta aici cu o imagine frumoasă. Așa că am verificat nivelul de ulei. Nu l-am verificat de când am ieșit cu mașina. Am completat lichid la spălător de parbriz, antigelul e la nivel și, cum vă arătam acolo la serviciul de anvelope, am demontat cărligul. N-a fost foarte strâns, doar că n-am putut la mână, nici poziții prea bune n-am avut. Venise cu dita mai ranga. Zic să-l forțez un pic, dar s-a desfăcut foarte ușor. Așa că îi montez aici grilajul de plastic și mergem la spălat. Așa că acum m-a sfințit de soare, după ce am terminat de alergat, am fost și după piesele pentru VN12, am pus și grilajul aici frumos, am completat mașina, ce să mai, am venit să o spălăm, pentru că mâine, la ziua 10 de dimineață, ne trezim cu noaptea în cap și plecăm la drum. Ce facem în Germania, v-am spus, mergem în vizită la fratele meu. Mai filmăm câte ceva, multe de văzut și acolo. În principiu aș vrea să mergem să vizităm muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart. Dar așteptăm doar să se facă mâine. Cu astea fiind spuse, dragii mei, închei clipul ăsta aici. Eu mă apuc să spăl mașina la interior și apoi să aspir un pic acolo la aspirator. Și vedem ce facem de mâine încolo. Ce piesă am cumpărat pentru Renault-urile 12?
ceva frumos. O parte le-am luat azi, o parte foarte mică le-am luat azi, iar restul o să merg sâmbătă pe 22 să le ridic. Weekendul ăsta sunt plecat, weekendul următor e Paștele la noi. Sâmbătă pe 22 merg să iau piesele pentru Renault 12. O să detaliez ce am cumpărat, ce, cum, în ce fel și tot așa. Până data viitoare, respect maxim tuturor, fiare de plastic vă salută, să auzim numai de bine.